Punem sub aprobare procesul verbal din 17.11.2017. Cine este pentru? Da. Împotrivă, abțineri. Se convoacă pentru data de 28 noiembrie 2017 o reciprocă Consiliul Local al Comunei Hirșteni în ședință ordinară publică cu următoare ordine de zi. Un proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 din 2009 prin actul adițional numărul 22. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA Arsacis, referitor la cererea de aderare a Comunei Prăjeni, Județul Botoșani, în Asociația Regională a Serviciilor de Apă, Canalul Iași. Proiect de hotărâre 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018. 4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii numărul 31 din 2010 privind modificarea hotărârii numărul 41 din 2006, constituirea compartimentului de asistență socială în cadrul aparatului propriu al Consiliului Local de Hirșteni. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe perioada de 3 luni. Proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi au fost inițiat de primarul Comunei Hirșteni. Cine este pentru? Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 48 din 2009 prin actul adițional numărul 22. Hotărăște. Articolul 1. Se acordă mandat special reprezentantului Comunei Hirșteni în adunare generală a Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași, Arsacis, să aprobe în adunare generală a asociațiilor, asociații regionale și a serviciilor de apă Canal Iași, Arsacis, în numele și pe seama Comunei Hirșteni, modificarea și complementarea tarifelor pentru serviciilor conexe, complementarea în articolul 72 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 48 din 2009, partea generală. Încheierea actului adițional numărul 22 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 din 2009 între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsacis și Societatea Comercială Apa Vital, ESA. Articolul 2. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsacis prin adunare generală a asociației să exercite în numele și pe seama Comunei Hirșteni atribuțiile referitoare la modificarea și completarea tarifelor pentru serviciile conexe, completarea articolului 72 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 din 2009, partea generală, încheierea actului adițional numărul 22 de la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 din 2009 între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsacis și Societatea Apa Vital, ESA. Articolul 3. Se aprobă semnarea prin prezentul legal Arsacis, președintele Asociației domnul Victor Chirilă, a actului adițional numărul 22 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 din 2009. Articolul 4. Celelalte prevederi ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 din 2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsacis și Societatea Comercială Apa Vital, ESA, cu modificările și completările ulterioare prin actele adiționale numărul 1.121, care nu contravin prevederilor actului adițional numărul 22, rămân neschimbate și își produc efectele. Articolul 5. Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsacis și Societatea Comercială Apa Vital, ESA, vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 6. Secretarul Comunei Hirșteni vă comunica un exemplar după prezenta hotărârii instituției prefectului județului Iași prin un control și legalitate, Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsacis, și va aduce la cunoștința cetățenilor comunei prevederile prezentei hotărâri prin afișare. Data astăzi, 28.11.2017. Întrebări? Discuții?
nimic și la... Nu, aici nu mai fac relevant. Au preluat bunurile proprietate de la Comuna Măgoșești și la Alexandru Ioan Cuza au preluat apa vitală. Dar nu, acum e vorba de prezent, nu? Nu, în cealaltă. În cealaltă. Asta, o să vă zic că... Ba, ce mă, cu apă adițională... Noi suntem asociați, chiar dacă nu avem apă, suntem asociați ori și trebuie să toți membrii... Care se adună membrii. Să sperăm, dacă s-o rezolva cu Cuza, să avem și noi. Da, tot sperăm. Tot sperăm, așa e. Așa. Da, na. Ne putem opune vala? Nu, este acum, dacă vine de sus. Punem sub aprobare. Răsini este pe amă. Era un sânie, așa. Tot. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului Aga Arsacis referitor la cererea de aderare a Comunei Prăjeni, județul Botoșani, în Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsaci, și aprobarea actelor adiționale numărul 19-20 la actul constitutiv respectiv statutul Arsacis. Hotărăște. Articolul 1. Se acordă mandat special reprezentantul Comunei Herișteni în adunare generală Asociației Regionale Serviciilor de Apă Canal Iași Arsaci. Și se aprobă în adunare generală Asociației și Asociației Regionale Serviciilor de Apă Canal Iași în numele Serviciilor de Apă Canal Iași, precum și modificarea completarea actului constitutiv și statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași Arsaci, conform actului adițional numărul 19, respectiv numărul 20. Articolul 2. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași Arsaci să semneze prin prezentul său legal președintele Asociației și în numele și pe seama Comunei Herișteni actul adițional numărul 19 la actul constitutiv și actul adițional numărul 20 la statutul Arsaci. Articolul 3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv și statutului Arsaci cu modificările și completările ulterioare prin actele adiționale numărul 1-18, care nu contravin prevederilor actelor adiționale numărul 19 și 20, rămân neschimbate și își produc efectele. Articolul 4. Secretarul Comunei Herișteni va comunica un exemplar după prezenta hotărârii instituției prefectului județului Iași pentru control și legalitate Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsaci, și va aduce la cunoștință a cetățenilor comunei prevederile prezentei hotărâri prin afișare. Data asta 28.11.2017. Întrebări, discuții? Tot să sper. Am delegat odată pe cineva, nu avem o reprezentantă. Avem, dar pe Zăbac să mai scrie de la Botoșani. Îi trebuie unul la Botoșani. Dar trebuie să mai scrie unul, dacă noi suntem de acord să scrie și el. Eu merg și o fundiță acum. Mai vine tu unul, că avem, e mare delegat. Supărit probabil. Cine este pe urmă? Abțineri? Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018. Consiliul Local al Hotărăște. Se aprobă programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2018, conform anexei ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Secretarul Comunei Herișteni va comunica un exemplar de prezenta instituției prefectului Gerard Iași prin control, pentru control și legalitate, primarul Comunei Herișteni, compartimentul economic și achiziții publice și va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul acestuia. Data astăzi 28.11.2017. Să vă prezint eu planul anual de achiziții publice pe anul 2018, înregistrat la numărul 4013 din 2017-2017. Deci noi, datorită legii achizițiilor publice pe 2016, trebuie să estimăm un plan anual de achiziții. Deci, ce trebuie să achiziționăm dacă nu se va schimba? Că am înțeles că este în Parlament acum și până acum de la un leu trebuia să publici pe sistemul electronic SIAP de achiziții publice care se vede peste tot în toată Europa. Și haideți să vă spun, furnizare de produse, electricitatea,
estimat la 40 de mii de lei. Achiziții de material lemnos pentru încălzire, estimat la 20 de mii de lei. Motorină, estimat la 75 de mii de lei. Benzină, estimat la 15 mii. Butelii, estimat la 2500. Cărți de bibliotecă, 5 mii. Produse de curățenie, 1500. Produse de curățenie centru de zi, 1500, fructe, 1500, apă potabilă, 1500, produse de patiserie, 2500, sucuri de fructe și legume, 2500, mâncare pentru centru de zi, 30.000, vase, 5.000, legume, 2.000, produse de origine animală, carne și produse din carne, 10.000, preparate pentru prăjituri, 1.000, aparatură electrocasnică centru de zi, 5.000, mobilier centru de zi, 5.000, tacâmuri și veselă centru de zi, 5.000, covoare și draperii centru de zi, 5.000, fotocopiatoare, 10.000, ziare, reviste specializate, periodice și reviste, 1.000 de lei, accesorii de birou, 5.000, articole mărunte de birou, 1.000, aparatură de iluminat și lămpi electrice, 25.000, echipament electric, 3.000, accesorii electronice, electromecanice și electrotehnice, 1.000, pachete softare pentru gestionarea documentelor, 10.000, imprimante nefalsificabile, 1.000, toner pentru fotocopiatoare, 1.000, registre din hârtie sau carton, 1.000, formulare, 1.000, hârtii pentru fotocopiatoare, 3.200, articole de papetărie și alte articole de hârtie, 1.500, calculatoare de birou, 10.000, achiziții componente calculatoare, 10.000, piese schimb calculatoare, 10.000, piese schimb aparatură birotică, 5.000, piese pentru motoare, 7.000, piese de schimb mecanice, altele decât motoarele și piese pentru motoare, 8.000, petriși, nisip, piatră concasată și agregate, 10.000, materiale de construcție, 20.000, ciment, 5.000, alte materiale de construcție diverse, 10.000, indicatoare de rutiere, 7.000, vopsele și materiale de acoperit a pereților, 1.000, achiziții tuburi beton, 5.000, echipamente PSI și truse de prim ajutor, 61.000, scaune, tribună, bază sportivă, 12.000, prestări servicii, până aici au fost furnizarele, servicii de proiectare pentru infrastructură și transport, 30.000, servicii de supraveghere a lucrărilor de construcție, 30.000, servicii poștale și de curierat, 5.000, distribuții de apă și servicii conexe, 3.000, distribuții de energie electrică și servicii conexe, 10.000, servicii de perfecționare a personalului, 20.000, servicii de organizare și de organizare de festival, tradiții și obiceiuri românești specifice zonei Hreșteni, 30.000, servicii culturale de fel de ocazie, 15.000, servicii artistice, 30.000, servicii culturale și recreere, 20.000, servicii de telefonie mobilă, 10.000, servicii de telefonie publică, 5.000, servicii de colectare a gunoiului menajer, 100.000, servicii de asigurare de răspundere civil auto, 5.000, servicii de contabilitate și audit, 20.000, servicii de licitații electronice, 5.000, servicii de consultanță în construcții, 300.000, servicii de proiectare a sistemului de energie electrică, 20.000, servicii de întreținere a fotocopiatorului, 10.000, servicii de furnizare de softare, 20.000, servicii de cadastru, 60.000, servicii de transport specializat de pasageri, 20.000, servicii de cazare, 10.000, servicii de consultare în protecția contra riscurilor și controlul riscurilor, 5.000, servicii sanitare și de siguranță, 2.500, servicii pentru școli, centru de zi, 15.000, servicii de expertiză, 2.000, servicii de reparare a schemelor electrice, 10.000, servicii de golire a fuțurilor de decantare sau fosurilor septice, 2.000, servicii de reparare a automobilelor, 10.000, servicii de curățenie sau igienizare, 10.000, servicii de asigurare a ordinii publice, 20.000, servicii de certificare, 2.000, servicii de zăpezări, 50.000, servicii de arhivare, 20.000, servicii de consultanță în materie de instalații de apă și canalizare, 50.000, lucrări. Lucrări drumuri, aici sunt proiectele care le avem depus. Lucrări drumuri, 4.500.000, lucrări de reparare a drumurilor, 10.000, lucrări de reabilitare cămin cultural, 2.000.000, lucrări de instalare echipamentului de lumina stradală, 150.000.
înființare bază sportivă Helești în 25.000, reabilitare locuințe sociale Helești 25.000, reabilitare școală Helești în comuna Helești 35.000, proiect reabilitare dispensar uman 6.000. Proiect înființare muzeului satului 20.000, lucrări de dotare centru de zi 500.000, achiziționare autocar 135.000. Proiect parc fotovoltaic în comuna Helești 25.000. Reabilitare și modernizare școală generală Helești 1.200.000. Da. Deci în spate la toate aceste ce am spus aici sunt referate la fiecare compartiment. Astea sunt estimări, dar trebuie plâns. Nu poți să faci achiziția pe SIAP dacă nu ai aprobat acest program anual de achiziții care trebuie să încadre. Asta e un fel de prognoză. Nu că dacă le-am trecut, nu să ai trebuit să-și cheltuie. Trebuie, dar bineînțeles, deci, na, nevoile, cam astea ar fi nevoile. Acum, funcție de resursele financiare, vedem ce acoperim. Dar dacă nu este asta, trebuie să facem la hotărârea Consiliului să aprobăm să schimbăm planul anual de achiziții. Da, întrebări? Cred că tot ați trecut acolo, modernizare bază sportivă. Nu puteți estima așa un teren sintetic în curtea școlii? Că n-ai nimic. Da, dar trebuia venit la comisie cu o propunere asta, că deja suntem la hotărâri de acum. Da, dar în cazul ăsta îmi trebuie făcut un studiu de fezabilitate, să vedem cât costă. Deci ca să facem o estimare la toate celelalte, am studiu de fezabilitate. Da, putem face, prins la anul, un studiu de fezabilitate pentru așa ceva, dar să lăsăm în sursa de finanțare. Deci am de gând, dar știți cum e, tare ar vrea, dar trebuie să le prioritizăm un pic. Din vechimea lor, sunt proiecte care s-au început din mult, adică s-au plătit niște bani pentru studii de fezabilitate astea, cum ar fi Muzeul Satului. S-au depus odată la norvegieni, ni l-au respins. Ei, acum trebuie... Deci unde am depus, vedeți ce studiile astea de fezabilitate, după 3 ani de zile, cam își pierd valabilitatea și există riscul de a se imputa banii. Deci ce ați făcut dacă n-ați avut sursa de finanțare? Chestii sunt multe care chiar acum, astăzi, na. Termină și auditul cursului de control, cum că în raportul o să vă prezint și în prima ședință. Da, e restricții. La banul public trebuie să fie oportunitate și legalitatea trebuie. Și odată ce ai început, trebuie să o duci la bun sfârșit. Dacă ai făcut un studiu de fezabilitate și nu l-ai dus la bun sfârșit, n-ai sursa de finanțare, există posibilitatea de a fi imputat. Cam să strânge șurubul. Din 5 e mult mai restrictiv cheltuirea banului public. Da, întrebări, dacă sunt pe... Atât mai sunt întrebări? Punem sub aprobare. Cine este pentru? Oricum, el o să suferi modificări în funcție din nevoie și în funcție de asta. Noi i-am estimat. E estimat. Deci asta trebuie să înțelegi. E estimat. Da. Trebuie prins, că altfel nu poți să intri că după ce la asta trebuie să introducem și noi pe SIAP. Și după aceea prioritate. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii numărul 31 din 2010 și privind modificarea hotărârii numărul 41 din 2006, constituirea compartimentului de asociație socială în cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Helășteni. Consiliul Local al Comunei Helășteni, județul Iași, hotărăște. Articolul 1. Se modifică articolul 1 din hotărârea Consiliului Local al Comunei Helești, numărul 31 din 29.10.2010, cu privire la modificarea hotărârii numărul 41 din 19.12.2006, constituirea compartimentului de asistent social în cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Helești și va avea următorul cuprins. Centrul de zi din satul Jarmăneasa, Comuna Helești, județul Iași, se înființează și funcționează în subordinea compartimentului de asistență socială. Articolul 2. Secretarul Comunei Helești va comunica un exemplar de pe prezenta instituției prefectului județului Iași pentru control și legalitate compartimentului de asistență socială și va aduce la cunoștința publică prevederile prezentului hotărâri prin afișare la sediul primăriei Comunei Helești și pe site-ul acesta. Data astăzi 28.11.2017. Aici întrebare. Nu trebuia secretarul schimbarea denumirii din centru educativ
pentru copii săraci în cer de zi? Că nu a fost vreodată. Da, dar... Acum a fost modificat și acum revine. A fost o tanță. Da, nu știu, dar nu. Nu, nu, ultima denumire a fost centru educativ pentru copii săraci. Schimbarea denumirii din centru educativ de copii Radu. N-a schimbat din copii săraci, nu. Acolo a schimbat din centru de zi. În centru de zi. E schimbat centru de zi, dar doamnele este care vor, nu, dar. Ia să ne fac, n-am avut eu hotărâre. Hotărârea Consiliului Local cu privire centru educativ din satul comunal Iuștin se înființează și funcționează. Nu știu dacă, dacă ar fi bine. Să vadă care e continuitate. Din centru educativ pentru copii săraci denumit... A fost continuitate. Mai este o hotărâre în da. Nu știu, o să vedem când o avem controlul. Da. Eu pun întrebarea asta. 41, da. Noi. Ei când au pus problema... E centru de zi, Sfântul Nicolae. Aha, centru. Copiii săraci. Da. Nu, deja au funcționat. Da. Centru educativ. Da, eu pus problema... Numai centru de zi. Da, și centru de zi. Nu, ei au pus problema schimbarea denumirii. Da. Dar crezi că face față? Da. Haideți să vă explic despre ce este vorba. În 2004, când s-a inițiat acest proiect cu fonduri FARE, proiectul a fost denumirea lui Centru Educativ pentru Copii Săraci. În 2006, fără să vei seama de că nu se punea accent așa, s-a denumit Centru de Zi Sfântul Nicolae. În 2010, când a fost controlul, trebuia 5 ani de zile. 5 ani de zile, deci începând de la fie, a fost monitorizat. Denumirea, chiar dacă obiectul e și același, dar trebuia păstrată denumirea. Știți prea bine că ați aprobat în care sunteți mai vechi, în 2010, Centru Educativ pentru Copii Săraci conform proiectului, ca să nu ni se impută bani la Uniunea Europeană. Ei, tot a fost ok așa până în 2016 a apărut o ordonanță în care numai centru de zi se finanțează 50% de... Consiliul Județean. Deci, după legislații, primăriile comunele care nu au buget definitiv poate fi ajutate cu 50% din asistența asta, protecția socială, de către Consiliul Județean. Și noi, în fiecare an, facem adresă și cerem 50%, fiind comună mică, cu venitul redus și toate cheltuielile de la salarizare, întreținere și asta, 50% îi suportă Consiliul Local. Și cu restul Consiliul Județean. În 2016 nu ne-au decontat niciun ban, deoarece denumirea lui era Centru Educativ pentru Copii Săraci. În 2000 am văzut chestia asta și neputând suportând cheltuielile, crescând cheltuielile, exista riscul de a închide. Direct dacă ne-a avut bani, finanțarea. Așa, am făcut delegația peste tot, am schimbat toate autorizațiile, inclusiv de la București, în centru de zi, așa. Și cu 1 ianuarie 2017 am intrat, deci primul trimestru mi s-a decontat, al doilea mi s-a decontat, al treilea este în studiu și trebuie să depunem până în 90 decembrie pe ultimul trimestru. Deci rămân două trimestre să ne deconteze 50%. Sper să fie ok, dar trebuia să mai luăm și această hotărâre, denumirea corectă acum. Noi, ultima hotărâre este din 2010, noi altă hotărâre din 2010 nu avem, care este pe Centru Educativ pentru Copii Săraci, da? Mai ales că în această perioadă avem și un control pentru acreditare. Acum? Acum, da. Trebuia să fie în august. Eu a fost acreditat. Se schimbă, la legislație au schimbat-o așa... Da, a fost acreditat și pe centru de zi, și centru educativ, și toate autorizații. Dar acum, în 2016, a dat o lege în care nu se mai cheamă acreditare, cum se cheamă? Funcționare. Licenție. Deci, alte mărie cu alte părări. Și a fost aceeași activitate, aceeași licențiere, care, această licențiere, acum se dă din București. Se dă provizoriu pe un an de zile. Noi o avem deja până în martie, dată.
Deci în martie facem, dar sunt controle și anumite pași care îi verific și dacă îndeplinești toate condițiile, îți dă licența. Dacă nu, da, licențiere, da, deja o avem, dar ne expiră, în martie ne expiră. Licențe de funcționare provizorii, chiar așa, și 211 pe țară. Și dată pe 23.03.2017 de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Și de asta, acum a constatat, da, domnule, ați schimbat peste toate autorizațiile, nu știu, dar aveți hotărâri. Deci sunt lucruri care scapă, chichiți, da. Alte întrebări? Da. Până sub aprobare. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni a Consiliului Local al Comunei Hereșteni, județul Iași. Având în vedere referatul, secretarul Comunei Hereșteni, județul Iași, înregistrat ziua de 4028 din 2017-2017. Hotărăște, se alege președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Hereșteni, județul Iași, pentru un mandat de 3 luni, începând cu luna decembrie 2017, domnul consilier. Mulțumesc. 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 Mulțumes